Vă salut și la mulți ani. Primul test din 2021. Desigur, cum îmi place mie. Viscol, vânt, ninge, plouă și așa mai departe. E groaznic afară și foarte frig. Dar am o bijuterie de Dacia Sandero lângă mine. Spun o bijuterie pentru că nu este așa cum ne-am obișnuit noi la Drive Test, o versiune complet echipată. Este o versiune mai de mijloc, esențială, să-i spunem. Din păcate, nu este o mașină pe care o puteți cumpăra exact așa cum o să o vedeți aici. Este o versiune esențial cu niște opțiuni care se pot cumpăra din lista de opțiuni Dacia și cu niște opțiuni care nu se pot cumpăra din lista de opțiuni Dacia. O să vă povestesc și din interior despre ele. Ideea este că mașina nu este neapărat o mașină de drive test, este o mașină de instruire a personalului Dacia, probabil a personalului de vânzări sau ceva de gen. Și în fine, am pus mâna pe ea, asta este important. Adică o să vedem o mașinuță frumoasă, Dacia Sandero. Eu zic că e frumoasă, nu știu voi ce părere aveți. Dar care nu are toate nebuniile pe ea, însă o parte există. Și o să subliniez în acest moment, o versiune esențial, cum este aceasta, nu vine în standard cu faruri de ceață, dar mașina asta le are. Pentru că urmează prezentări complete, cum v-am obișnuit, și cu Logan, și cu Sandero Stepway, și probabil și cu alt model de Sandero, cu altă versiune de motorizare, o să trecem repede peste prezentarea de exterior din cauza vremii, nu ne lasă, e clar. Și vă promit că o să mă ocup, dacă o să prinde vreme mai bună, la celelalte modele, o să povestesc întreaga teorie despre acest Sandero și despre platforma care stă la baza mașinii. Spuneam că este o mașină frumoasă și aceste faruri noi și noua semnătură luminoasă pe care cei de la Dacia o descriu ca fiind în forma literei Y și este într-adevăr, dar un Y pus orizontal, mie îmi place. Mie îmi place ce a făcut Dacia cu această mașină. Ce nu-mi place o să vă spun, bineînțeles. N-am ajuns încă acolo, o să ajungem. Însă, privind mașina din față, nu pot să nu remarc anumite detalii, o anumită eleganță a designului, care nu era neapărat o caracteristică a modelor Dacia. Ce mai observ din prima? Faptul că lufturile caroseriei sunt mult mai lucrate, sunt mai mici decât eram obișnuiți de la o Dacia. Sigur, s-au schimbat multe lucruri, inclusiv la partea de portiere și modul lor de concepere și de închidere. Este diferit de cel care era până acum. Însă primul lucru pe care îl observ la mașină este că există o finețe a caroseriei și o finețe a detaliilor pe care nu o aștepți și care nu este din păcate prezentă în toată mașina. Dar la exterior cel puțin liniile mașinii sunt elegante, frumoase și se vede o atenție la asamblare. Se vede și pe mașina asta, da? Nu e ca și cum bagi degetele între, iată, între capotă și far și între bară și far, da? Sunt toleranțe destul de mici și cu o precizie de execuție foarte bună. Avem prezente în gamă și faruri LED, da? Știți foarte bine că am povestit despre treaba asta. Sub capotă, că nu v-am spus, deși pe filme o să vedeți exact, este tot o motorizare nouă de 90 de cai, TCE de 90 de cai, dar atenție, nu este 0.9 TCE de 90 de cai, cum eram obișnuiți în anii trecuți, ci este 1.0 TCE de 90 de cai, deci un motor complet diferit, o să vă povestesc care e treaba cu el. O altă remarcă pe care o fac la o mașină, să spunem low cost, săgeată, smart bike, așa se spune acum, asta este, să spunem, expresia autorizată de Dacia. Asta ai voie să spui despre Dacia, nu-i mai spui low cost, că nu mai e low cost, știm că e o mașină cu un preț care a crescut. Smart bike. Ce observ la acest smart bike? Un lucru care iarăși mă surprinde. Ștergătoare de calitate, care nu existau până acum. Și acest
design de tip lamelă plată, este atât aerodinamic cât și estetic, deci are și design și în același timp este și foarte eficient. Iar lamelele sunt disponibile pe scară largă, adică nu e ca și cum a făcut Dacia un ștergător acum sau a luat de la un producător care nu, mamă, nu pot să cumpăr că nu știu cât costă. Nu, sunt ștergătoare deja banale în industrie, dar care erau prezente pe mașini cu un anumit nivel de pretenții. Am fost surprins să văd acest lucru pe noul Sandero și într-un fel mă bucur. Ce mai observăm privind mașina, inclusiv la nivel de plafon, se vede o atenție pentru aerodinamică. Deci acest quest pentru un consum mai scăzut înseamnă că Dacia, împreună cu toți ceilalți producători, încearcă să stoarcă tot ce se poate, nu numai din eficiența motorizărilor sau din faptul că au redus cilindreia sau că au făcut GPL plus benzină și așa mai departe, ci s-a mers și la bază, la principii, da? O mașină aerodinamică înseamnă, în primul rând, eficiență. Eficiență și eficientă. Și se vede că acest Sandero este mult mai atent făcut. Uitați-vă la nivelul portierelor, cum sunt chederele, cum sunt îmbinările. Și o să vedem, inclusiv pe dedesubtul mașinii, sunt modificări făcute. E clar că la bază este o platformă modificată de Renault Clio sau Captur, dacă vreți. Modificată și, după părerea mea, un pic simplificată. Această platformă poate să aducă un rezultat de 4 stele la ore în cap. După părerea mea, nu cred că pot aspira la mai mult cei de la Dacia, dar va fi oricum un rezultat, probabil, dacă va fi de 4 stele, mai mult decât onorabil, pentru că este făcut la, cum să spun eu, standardul cel mai ridicat. Deci vorbim de 4 stele acum, care nu se compară cu 4 stele de acum 5 ani sau de acum 8 ani. Mă rog, vom trăi și vom vedea când se vor face testele ce rezultat va obține mașina și întreaga familie din care face parte Sandero. Ideea este că dacă intrați la noi pe pagina de Facebook Turații sau pe site-ul nostru turații.ro, o să vedeți că la un moment dat am publicat niște imagini, multe imagini, probabil vreo 100 de imagini, făcute chiar de mine, cu un schelet de șasiu, deci un Sandero GPL era la momentul respectiv, dezbrăcat, deci un fel de secțiune printr-un Sandero. Și acolo o să vedeți în acele imagini, mai detaliat, atât nu cred că se putea, diferența față de vechiul Sandero, cum era șasiul de la un Sandero înainte, cum este șasiul acum și ce complexitate are această mașină, pe care unii cu foarte multă ușurință o numesc, și nu vreau să spun cum, o mașină care nu merită atenția cumpărătorilor. Nu este deloc așa și numai dacă veți urmări acele fotografii vă veți da seama ce diferență majoră este la noul Sandero față de un model de generația precedentă. Bun, din lateral, ce observăm? Un Sandero simplu, elegant, ce povesteam, diferență mare la chedere, alte îmbinări față de modelele anterioare, alta aerodinamică, finețea caroseriei, în același timp personalitate. Vedem că avem semnalizator pe aripă, e un model mai ieftin, nu avem jante din aliaj, avem jante de tablă de 15 inci cu niște capace care imită jantele, dar nu atât de reușit pe cât am văzut la alte modele ale Dacia. Să ne amintim jantele de 16 de pe Sandero Stepway, generația precedentă. Discuri ventilate față, tamburi pe spate, cum altfel, da? Fiind o versiune intermediară, deci avem acest esențial, după esențial vine confort. N-am mai condus, deci nu mai mi-amintesc când am avut ultima oară o mașină cu oglinzile vopsite sau nevopsite în culoarea caroseriei sau cu mânere nevopsite în culoarea caroseriei. Le avem la acest esențial. Sigur că e foarte important și câți bani dai pe mașină. Tuturor ne-ar plăcea o mașină complet echipată. În mână am o cheie. Cred că de când am condus
și un Logan de acolo, nu știu, n-am mai avut cheie din asta așa cu... Deci am avut măcar chei care se închideau, cheie de tip briceac. Deci așa arată cheia la acest Sandero. Trei butoane și cheie mecanică fixă, care sigur mă enervează, mă încurc de aia în buzunar. Ce observăm la acest Sandero? E o mașină destul de joasă. Când o să ne permită vremea și o să vă povestesc toată povestea acestei caroserii și acestei platforme, o să înțelegem că multe lucruri sunt modificate în bine. Iar această caroserie joasă înseamnă aerodinamică superioară și înseamnă eficiență. O să vedem, deși vă dați seama că pe vântul ăsta care bate ca la... Parcă sunt în Suedia, în Finlanda undeva. Despre ce eficiență poți să vorbești? Dacă mergem acum pe autostradă cu ea cu 130-140 km pe oră cu vântul în față, o să fie 10% consumul pe bord. Legat de portiere, un aspect important, portierele sunt mari, așa cum se vede, suprafețele vitrate sunt mari și am stat în spate chiar înainte să începem să filmăm, am stat un pic în spate. Nu e deloc claustrofobică mașina, nici pentru copii, pentru că linia, observați, e, hai să zicem că nu e chiar o împărțire jumate-jumate între linia vitrată și linia de metal a portierelor, dar e undeva un 60-40, deci poate că aici avem 60% și aici 40%, deci oricum o linie clasică, faptul că această linie de separare este oarecum orizontală și se ridică aici, spune că mașina nu e o mașină de dinamică, nu e o mașină sportivă, e o mașină normală, deci ne încadrăm în linie normale de design, însă în același timp zic eu că cei de la Dacia și o mare parte din echipa care a proiectat această mașină este formată din români și măcar pentru asta ar trebui să ne mândrim, este proiectată foarte frumos, mie îmi place, deci mașina mi se pare elegantă, în momentul în care îi pui niște jante din alia și în momentul în care are o configurare, să spunem, care nu ține cont de buzunar, în momentul ăla vezi că Sandero sau Sandero Stepway sau Logan arată foarte bine pentru o mașină din anul 2020 și cu un preț care totuși se menține, mă rog, cu ghilimele, rezonabil. În timp ce povesteam, mi-am dat seama că pneurile cu care vine mașina nu cred că sunt, cred că sunt niște pneuri care a fost, pentru că sunt destul de tocite și acum mă gândesc cum ajung eu acasă. Că eu locuiesc într-o zonă unde de-aia am Isuzu de Max și de-aia am Sportage 4x4, pentru că acum pe vremea asta e noroi atât pe unde mă duc eu. Și îmi amintesc totuși din experiențele pe care am avut cu Logan, cu Sandero de-a lungul vremurilor, că au trecut 10 ani sau cât au trecut de când, mai mult, de când am condus genul ăsta de mașini. Tot eu am fost unul care a spus că Logan nu e cea mai bună mașină de teren, că e ieftină și așa. O vedem, diseară când mergem acasă, dar mă înspăimântă faptul că mi se par cauciucurile destul de tocite, nu cred că sunt noi, cred că sunt, au 2-3 ani și au ajuns pe mașină. Cum ajung eu acasă? Sper că nu pe jos, te rog să nu faci cumva să ajung pe jos. Te trag eu cu ceva la loc, dar în fine, o să vedem. Mie îmi place mașina asta, vă spun, am mers un pic cu ea, o să mergem zilele următoare, o să ne desfășurăm și o să filmăm, dacă ne lasă și vremea. Însă vă spun, am fost surprins de această versiune esențial, mă rog, cu jucăriile pe care le are, mă așteptam la mai rău și nu, este decentă mașina. Fiindcă nu mai bate vântul, am zis să mai fac niște completări, că am rămas cu... povestea pe care o am în cap și nespusă, nu pot să trăiesc cu ea, nu dorm noaptea. De ce și ce e cu acest Sandero în raport cu mașina pe a cărui platformă este făcută, respectiv Clio? Sunt unele diferențe interesante, e o poveste interesantă. La baza acestui Sandero este platforma CMFB pe care este făcut Clio, pe care este și capturul de altfel. Dar Clio, vorbind de Clio, că ați văzut că și proporțiile sunt asemănătoare. Care sunt diferențele? E foarte important. În primul rând, până la diferențe, ca noutăți vedem, oglinzile retrovizoare sunt diferite, mai aerodinamice, s-au schimbat mânerele portierelor, panourile de caroserie mult mai elegante, mai aerodinamice, garda la sol a rămas aceeași, o să vorbim și cifre imediat.
Mașina e mai joasă cu un centimetru. Nu e foarte mult, nici nu-ți dai seama. Însă, ecartamentul față și ecartamentul spate sunt mai mari decât la modelul precedent și ampatamentul a fost și el majorat. Deci mașina este mai mare, mai așezată. În momentul în care scazi înălțimea cu un centimetru și ai lățit și fața și spatele, în momentul ăla prezența mașinii pe șosea se schimbă. Deci, din start, avem o mașină care se conduce altfel, mai bine. E mai așezată, mai sigură, mai dinamică. Ecartamentul față este un pic mai mare decât ecartamentul spate. Era valabil și la modelul precedent. Deci există o diferență ca să ajută la stabilitatea mașinii la viteze mari. Să ajungem la diferențe acum față de Clio. Să o luăm întâi cu platforma. Spuneam la începutul prezentării că platforma este simplificată. Eu am văzut platforma scheletul, am văzut mașina secțiune. Deci am văzut absolut tot ce este la ea. Nu mi s-a părut diferită față de un Clio. Am văzut și la Clio același lucru, secțiune. Sunt niște lucruri ascunse și interesante, zic eu. În primul rând, la Clio, în componența platformei, intră oțeluri de înaltă rezistență. Ultra High Tensile și așa mai departe, cum se numesc ele. La Sandero nu. Nu înseamnă că piesele sunt schimbate sau repoziționate, nu. Piesele sunt asemănătoare, piesele de caroserie, piesele astea de rezistență, anumite, să spunem, joncțiuni, dacă vreți, care leagă plonjeroanele și diverse chestiuni din structură, care la Clio sunt din oțeluri de ultra-înaltă rezistență, la Sandero sunt din tablă mai groasă pentru a compensa această, mă rog, lipsă. Întrebarea este de ce la Clio s-a folosit acel oțel special și la Sandero nu. Au vrut să fie mai ieftin. N-au vrut să aibă românii o mașină așa rezistent, n-au vrut să obțină 5 stele în cap? Nu. Realitatea este că fabricile în care se face Dacia nu sunt pregătite, deci mașinăriile cu care se lucrează tablele, cu care se lucrează piesele, nu pot să prelucreze acele oțeluri de înaltă rezistență. Nu în acest moment, poate peste 5 ani vor putea. Și s-a optat pentru soluția realizării acelor piese pe mașinile existente, însă folosindu-se o tablă mai groasă pentru a se compensa acest lucru. Deci de aici ce deducem? Structural, un Sandero este oricum cumva mai slab decât Clio la rezistență. Venim la Euro NCAP. Deși oficialii Renault subliniază cumva, uneori chiar candid, așa că majoritatea clienților de Dacia nu sunt foarte preocupați de rezultatele la Euro NCAP. Nu este chiar așa după părerea mea. Însă oricum un Sandero ca acesta nu se califică la 5 stele Euro NCAP din start, pentru că nu avem tehnologiile alea pe care le pretinde acum organismul Euro NCAP, respectiv tehnologiile cu camere video. Ele nu există pe Sandero. Tehnologiile de siguranță activă gestionate de camere video. Neexistând, 5 stele a ieșit. Deci cei care visează cumva că mașina asta se va lovi de zid și va obține 5 stele, nu, pentru că nu are cum. Însă poate obține 4 stele. Ne întoarcem la diferențele față de Clio, că ele sunt foarte interesante. Și m-am așezat în locul ăsta în care stau aici special ca să vă arăt o chestie pe care poate ați văzut-o și așteptați comentariul meu pe această temă. Undeva aici este eșapamentul și toată lumea m-a rugat, spune-ne care e părerea ta, intră gazul, domne, cam intră. Sincer să fiu, am urmărit, adică am lăsat și o să și pornesc motorul să vedem. Deci, noul Sandero are un eșapament care scoate gazele pe undeva pe aici. De ce la Clio nu este așa? În prostia mea, ce m-am gândit eu? Când am văzut chestia asta, am fost foarte entuziasmat și am zis, wow, o să vină un hibrid pe Sandero și de-aia acolo în spate o să fie bateria. Așa, prostul, cum să zice, când ești prost, așa se întâmplă. Nu! Francezii, pe care sigur îi iubim și respectăm că sunt șefii noștri la Dacia, au fost mai pragmatici și au zis, nu, avem motoare mici pe Dacia, nu ne trebuie
o tobă mai mare. E suficient. Deci eu am înnebunit când am auzit chestia asta, dar așa este. Deci ei au scos toba asta pe aici pentru că era mai ieftin. Asta este realitatea. Poate să vă spună oricine, orice, dar asta este realitatea. Deci au scos eșapamentul prin zona asta ca să nu-l facă mai lung. Mai era un metru și ceva, un metru 40 de țeavă, da? Și țeava aia costă. La genul ăsta de mașină se adună, mai ales că mașina face volume mari. Și au zis nu, la Clio unde avem puteri mai mari, facem eșapamentul până în spate. Aici nu este cazul. La fel, la Sandero, având putere mică, au lăsat pe spate niște tamburi care sunt diferiți de cei de la Clio, însă ce să vezi, frânele față, discurile față ventilate, s-a considerat că sunt perfecte cele de Clio. Care este rațiunea? O să spune, de ce sunt perfecte cele de Clio? Că un Clio are putere mai mare și așa. Nu, că să vedeți cum se fac banii. Asta întotdeauna ce întreabă un miliardar cum se fac banii, că o să rămâi uimit. Ce s-au gândit ei? Dacă folosim tot discuri de Clio, vom putea cumpăra discurile de la producător. Cine dracu le face? Brembo, AT sau cine sunt, că nu știu cine le face. Vom putea să cumpărăm mai angro decât o facem. Pentru că nu o să mai cumpărăm 10 milioane, o să cumpărăm 30 de milioane. Sau nu știu, dau un exemplu, da? Și prețul va fi mai mic. Deci înnebunești dacă citești toate chestiile astea ca să vezi cum se scot banii dintr-un Sandero sau dintr-un Logan sau dintr-un Duster. Te tăvălești tu ca jurnalist sau tu clientul, da? Care vrei o tobă să iasă în spate sau care vrei nu știu ce. Și Renault spune nu se poate, Dacia spune nu se poate. Și deci din discurile care sunt de Clio, aceleași ca la Clio, s-a făcut o reducere de preț. Bun, o să ziceți, da, dar uite, au pus antena asta în spate, e frumoasă, e modernă, așa au vrut-o designerii să fie în spate. Ce a însemnat asta? Cost mai mare. De ce? Cablurile, dacă antena era aici, cât aveai cablu? Aveai, pac, pac, 2 metri, da? Un metru, să zicem, 1 metru, 82 metri, cât te duceai până la radio. O ai în spate, ai 3 metri jumate, poate mai mult, de cablu. Ce a făcut Dacia ca să reducă, deci să compenseze? Au zis, nu domne, e frumoasă mașina așa cu antena în spate, nu facem rabat la chestia asta. Dar tăiem din altă parte. Ce au făcut? Pe unde-s butoanele de la radio? Le-au scos de tot, nu? Dacă le-au scos de tot și se comandă din satelit radioul și din comenzile de pe volan, s-a făcut economie? S-a făcut. S-a compensat și poate, de ce nu, poate s-a și câștigat din montarea antenei aici. Aplauz, cum se, mezami, bravo, n-am ce să zic, nota 10 de, așa se fac banii. Frumos, nu? Adică nu vi se pare interesant ce vă zic? Bun, deci aici ar fi diferențe. Sigur, mai sunt o grămadă de alte diferențe legate de nivelurile de echipare. Că la Sandero, ați văzut, la versiunea de bază sau la acest esențial, nu ai frână de mână electrică. Ai, adică vorbim de diferențe față de Clio. Ai frână normală, nu ai display mare încă de la varianta de bază sau, mă rog, un display cum era la Clio. Și de aici se adună, mașina face volume și face bani. Și e foarte bine. O altă diferență importantă și era să uit să vă spun. Clio are capotă din aluminiu? Are. Sandero are capotă din aluminiu? N-are. De ce? Că era mașina mai ușoară, consuma, dar era bănuțul. Vedeți? Ce ușor e să te păcălești când spui e pe platformă CMFB, e un Clio de fapt. E un Clio, dar nu e chiar un Clio. Iată ce de diferențe doar așa la prima vedere. Și mai sunt. Față de Sandero-ul vechi, apar niște modificări. Dacă principial suspensia față este tot un McPherson, suspensia spate este la fel ca la Sandero generația precedentă, însă, deci vorbim principial. Însă, în execuție, sunt anumite modificări importante. Legate de setări, o să mă auziți povestind că am mers destul cu ea și că pe asfalt merge mai bine, dar nu se compară, de exemplu, cu un Fiesta sau cu un Polo ca ținută de drum. Deci e o mașină convențională. Ți se dă, nu ți s-a dat nimic în plus la Sandero.
câți bani dai, atâta primești. Vrei o mașină mai dinamică, te duci spre Polo, spre Fiesta, spre altceva. Vrei o mașină polivalentă care să te ducă de la A la Z în condiții decente și așa, uite-o aici, e lângă mine. Alte lucruri frumoase și mă întorc la suspensie. Deci suspensia față, principal, e la fel, însă brațele suspensiei nu mai sunt rotunde acum, sunt în secțiune pătrată. Acest lucru ce înseamnă? Că acolo este mai mult material și că șocurile preluate de suspensie sunt preluate mai bine și acest lucru se observă imediat la mașina asta. În același timp, având mai mult material decât o secțiune rotundă, dinamica este alta. Adică feedback-ul la virare este altul. Avem servodirecția asistată electric îmbunătățită față de vechea generație de Sandero. 37% sau 36%, nu mai rețin exact, la sută îmbunătățit efortul la volan. Deci efortul la volan este diminuat cu mai mult de o treime, da? Deci mașina este facil de condus. În plus, față de ecartamentul majorat, care oricum adaugă la stabilitate, mai avem o chestiune interesantă, barele stabilizatoare majorate, deci diametru majorat, la fel material mai mult, altă rigiditate, altfel răspunde mașina la solicitări. Și de ce Clio are 17 inci roți și Sandero n-are? Știu că mașini întreba lumea și eu trebuie să răspund. Banii, vrei 17 inci pe față și 17 inci pe spate, ai nevoie de modificări la suspensie. De ce? Balonul mai mic, deci nu vorbim doar de spațiu, că de încăput în cap. Balonul mai mic înseamnă alte setări la suspensie. Înseamnă altă bară stabilizatoare, înseamnă altă, ca să compensezi că dacă pui un balon mai mic, mașina devine prea rigidă, e sportivă, dar nu mai are confort. Și atunci ce însemna? Însemna bani, investiție suplimentară. Și atunci Renault și Dacia au zis, nu domne, Clio 17 inch, că avem clientul nostru de Clio care e dispus să dea un ban în plus pentru brandul Renault, Sandero 16 inch, scurt și cuprinzător, deci ca să știți. De asta s-au făcut toate chestiile astea și, după părerea mea, este ca financiar este geniu ce este în spatele acestei mașini, cum este făcut acest Sandero. Bun, și acum o să pornesc motorul. Observați că pornește și fără călcarea pedalei de ambreiaj, deci doar bași cheia și poți porni și din afara mașinii. Și aici undeva o să se vadă imediat că iese un pic de abur, să se încălzească un pic. Și dacă stai aici unde stau eu, se simte. În momentul în care deschizi portiera și ai copilul în mașină și vrei să-l cobori, nu-ți convine. Asta e părerea mea. Bun, o să ziceți, domne, am copilul, îl țin în dreapta. Poate ai 2, 3, cine știe. Se simte. Deci, ieftin, dar prost făcut. Dacă înțelegeam, dacă venea un hibrid, un nu știu ce, și poate că făcea o chestie, se combina cumva, dar așa cum iese, stau aici și miroase, da? Deci se simte. Dacă stai un minut, simți. Deci, nu e neapărat cea mai bună soluție. Cineva s-a bucurat la departamentul financiar acolo, însă la departamentul client, cum era? Mânuță în jos. Spuneam de pneuri. Pneurile sunt Sava Eskimo S3, e un pneu foarte bun de buget. Am avut pe mașini Sava Eskimo și am fost foarte mulțumit. Din păcate, astea sunt
Nu vreau, că dacă pun ăla pe ele, cred că au 2 mm. Deci nu... Mă uit la ele și mă ia frica. M plus S 185x65R15, jante de tablă. Pasajul roții este închis cu un plastic la roata față. E un carenaj, să spunem, aproape complet. Există niște zone în care se vede tabla, dar în față e un carenaj decent. În spate, în schimb, nu prea e carenat deloc. Și spatele, la fel, elegant, frumos, îmi amintește de Polo. Deci are aceste linii orizontale care mă duc cu gândul la un spate de Volkswagen Polo. Cred că generația precedentă era așa, care avea liniile astea și îl vedeai imediat că e și forma stopurilor un pic. Nu e rău deloc, în același timp, având această siglă care s-a și, sau mă rog, s-a anunțat cumva că se va schimba în viitor, având această siglă, mașina este instant, îți dai seama că e o Dacia, da, e un Sandero. Culoarea este plăcută pe această mașină. Ce îmi place foarte mult? Numărul care este pe bară, deci nu mai avem probleme cu zdrângăneală, cu alte chestii. Avem deschidere la haion aici, normală. Mașina nu are cameră de luat vedere în această versiune de echipare. Ștergătorul trecut prin lunetă și diuza de spălare este în cel de-al treilea stop. Ca la orice mașină modernă cu construcție de tip hatchback, avem niște apendice aerodinamice, aceste bucăți de plastic împreună cu eleronul. Ele creează un efect, încearcă să reproducă un efect atât de a se evita murdărirea spatelui, deci se încearcă aruncarea aerului undeva și rotirea lui în spatele mașinii. Cam asta e șmecheria pe care o fac treburile astea. De reținut că și aici este o diferență cam de, să spunem, 0,8 cm între zona asta unde sunt degetele mele acum și plafonul propriu zis. Este tot o chestiune de aerodinamică. Aerul vine și este cumva ghidat către spate să se ducă, deci să nu se împrăștie, să nu vină aerul de sus, de aici și pe sus și pe partea asta. Nu! Să vină numai pe aici și să fie ghidat cum trebuie în partea din spate. De ce? Pentru că aici avem un bosaj foarte proeminent și o parte din aerul care trece este dirijat pe aici. În momentul în care un flux de aer de aici se întâlnește cu un flux de aer de aici, este incorrect aerodinamic. De ce? Trebuie să fie fluid, să se ducă în spatele mașinii. Și aici avem o parte vine pe sus, o parte vine pe aici și se duce în spate. Și sigur, mai este și aerul care vine pe dedesubt și cel care vine din lateral. La stopuri o să vedeți că există același design în forma literei Y poziționate orizontal. Arată foarte, foarte bine și modern. Observați că le-am aprins ca să vă arăt și să subliniez un lucru. Deși de la o anumită distanță de mașină ele par LED, dacă sunt studiate cu atenție de aproape, se observă că este o tehnologie pe care Dacia a mai folosit-o. Când se spunea în fișa tehnică stopuri tip LED. Deci tip LED nu însemna că sunt LED, ci că simulează cumva efectul de LED. Același lucru este prezent și acum. Principala observație și modificare încântătoare la acest spate de Sandero. Observați că am schimbat și vremea, am pognit în degete și am comandat să se schimbe vremea, să ningă, să plouă, să orice. Este faptul că avem și noi o deschidere omenească a haionului, da? O vedeți, este aici ascunsă, frumos, elegant. Cu fiecare oră petrecută cu acest Sandero, cu atât mai mult îmi place, să știți. Așa arată portbagajul noului Sandero. Datele oficiale zic 328 de litri în starea asta și 1108 cu bancheta, mă rog, cu spătarele banchetei spate pliate. Acest lucru sigur că variază un pic în funcție de roata de rezervă. În cazul acestei versiuni pe benzină, deci nu cea cu GPL, avem roată de rezervă sub acest panou, o să ne uităm imediat.
Ca observații legate de portbagaj, este adânc, iar gura de încărcare, deși mare, deci poți să bagi obiecte destul de mari, zona asta e destul de înaltă. O să încurce la scoaterea. E ușor să dai drumul la un obiect greu acolo, dar când îl scoți e un pic mai complicat. Bun, ăsta să fie neajunsul. Sunt și la alte mașini genul ăsta de probleme, nu mă deranjează. E un portbagaj onorabil. Surpriză, avem și 4 cârlige pentru a agăța diverse sacoșe. Sunt foarte utile cârligele astea. Chestia asta, gestul ăsta pe care l-a făcut Dacia aici, este foarte bun pentru cumpărături. O să vedeți că există și cârlige pentru plase de bagaje sau alte chestii de gen. La această versiune de echipare esențial avem și lumină, este aici. E stinsă acum că are o funcție din asta eco. Ea nu este prezentă la versiunea de echipare de bază, lumina. Ce mai observăm? Cricul este în partea stângă prins aparent. E un loc bun, dacă mă întrebați pe mine, dacă nu vă deranjează. Iar ca și finisaj, e o mochetă rezonabilă, nu e ceva neobișnuit. Să ne uităm și sub acest panou. Ce observăm aici? Că avem o roată de rezervă temporară. Viteză maximă 80 de km pe oră. Sigur, aici la versiunea pe GPL este rezervorul cu GPL. Ca finisaj, tablă goală, economie și la vopsea. În această zonă, eu n-am înțeles niciodată de ce se... Bun, dacă faci economie la vopsea, pune, domne, acolo ceva, o mochetă, o... Nu mochetă, deci trebuia să văd un material fonoabsorbant. Sigur o să ziceți, domne, e ăsta de aici, pâzla asta. E și nu e. Că rezonează, de fapt, tabla de dedesubt și toată incinta asta, chiar dacă e plină cu roata, având golurile aici, zgomotul tot vine în mașină. Îl preia un pic pâzla, dar nu de tot. Bun. Plecăm de la premiza că a fost inițial o mașină low cost care a evoluat, putem să înțelegem și genul ăsta de lucruri. Mai sus avem polița, care este, din fericire, rigidă, are două compartimente, deci e ce trebuie, îmi place. Se vede economia inclusiv aici la sfoara asta lipită sau cusut aici, da? Deci nu avem clipsuri, cleme sau alte chestii ca la mașini serioase. Dar, repet, am văzut și mașini serioase cu soluția asta. Dacă vrem să fim gârcotași, putem să găsim ceva rău în orice. Și, sigur, nu pot să nu mă pronunț de unul din aspectele care mă deranjează pe mine la acest Sandero. Mă deranjează cu ghilimele. Și anume acest finisaj neterminat. Deci avem aici două mânere. E foarte bine. Poate că ar fi fost mai bine să fie așa, două scobituri să bași mâna și să tragi, că ți-e mai ușor să retragi mâna așa decât, mă rog, nu știu, sunt cârcot așa. E ok, însă nu-mi place că a rămas foarte multă tablă goală aici și partea asta, unde se vede luneta, chiar arată ieftin. Bun, am mai fost la Dacia, nu e o noutate acum, nu s-a... E ce mi-ar fi plăcut să văd schimbat, să văd și aici o îmbrăcăminte de plastic ca la o mașină serioasă. E păcat că mașina este într-adevăr foarte interesant. Observați și restul de, să spunem, masticuri, finisaje, furtunuri, furtunașe. Există două telescoape care ridică haionul și în zona de încuietoare vedem butonul de unde se descuie și încuietoarea propriu-zisă. Aici este butonul, ăsta e marea noutate într-un fel, că s-a renunțat la acea încuiere cu cheia, cu buton, cu, mă rog, care te enerva. Și există inclusiv pe cheia fixă buton de descuiere a doar a portbagajului. Deci încă o funcție în plus, suplimentar. Deci partea asta nu mi-a plăcut. Haionul ăsta mă enervează, finisarea lui, nu, mi se pare că strică restul mașinii, e făcut, după părerea mea, destul de bine și nu prea se încadrează haionul în peisajul restului mașinii. Mai am o problemă pe care am observat-o încă de la lansare, când am deschis prima oară haionul la un Sandero, cred că era, sau Stepway, am văzut undeva în această zonă, în interior, o să încercăm să filmăm, nu știu cât se vede și cât adaptează camera noastră
Și nu-mi dau seama dacă undeva aici, acum le văd, undeva aici în această zonă, sunt niște fante. Tablă goală, deci bași degetul. Un finisaj ciudat, nu-l vezi. Da, o să spune, da, domne, cine bagă capul în portbagaj să se uite? Se vede low cost-ul, cum se spune, și aici, da? Adică face notă discordantă cu restul mașinii. Am înțeles, domne, e un plastic mai de utilitară, că avem o mochetă care nu e ca la mașinile de lux. Înțeleg toate lucrurile astea. Dar la un moment dat, când faci o mașină atât de reușită, că asta e o mașină foarte reușită, chestii de genul ăsta sar în ochi. Adică economiile alea pe care ajungi să nu le înțelegi. În rest, sigur, o să ziceți, da, e un portbagaj, nu e cel mai mare. Dom'le, nu ne interesează. Vreți un portbagaj mai mare, luați altă mașină, da? Sau luați, nu știu, luați Duster, luați ce... Atât s-a putut. Vă spun că eu am petrecut câteva zile cu mașina asta și... Am și cărat cu ea, am mers și pe noroi și pe... Mă rog. Rămâne în continuare mașina românului. Adică mașina care îți ia și porcul, ți-l pune aici, îți ia și sacii de cartofi, ții car, cu motorașul ăla mic de 90 de cai care nu urcă dealul negru, face toate aceste lucruri foarte bine. Da? Și este... ușor să aruncăm cu pietre, dar este mai greu să vedem lucrurile pozitive care s-au făcut. Mă uitam pe fișa tehnică a mașinii și observam anumite detalii. De exemplu, la versiunea superioară de echipare vine cu senzor de ploaie pentru ștergătoare, da? Deci au încercat să facă. Dacă plătești în plus, primești. Poți să-ți iei trapă, poți să-ți iei climatizare automată. Adică nu este chiar, nu vreau să mai zic, că iară mă enervez. În concluzie, un portbagaj rezonabil cu, deci la versiunea asta esențial, pe mine mă mulțumește, nu lipsește nimic, sincer să fiu, la partea de portbagaj. Mi-ar fi plăcut poate posibilitatea să pot opta pentru kit de pană. Sunt oameni care doresc mai mult spațiu și un kit de pană ar fi ocupat mai puțin. E la fel de adevărat că tocmai anul ăsta am pățit una tare cu Isuzu și a rămas într-o pană gravă, că n-am avut roată de rezervă și am rămas, mă uitam la kitul de pană și tăietura cauciucului avea 14 cm, ce să-i faci? Deci roata de rezervă, că e temporară sau că e normală, e totuși sfântă în anumite situații. Ninge și sub capotă la noi, unde avem un motor nou, 1.0 TCE turbo. Vă amintiți când povesteam când a apărut SCE-ul și spuneam că simt că o să apară un turbo de 1 litru? A apărut, dar cu aleza și cursă un pic diferite, o să vă zic imediat. Ce vedem aici? Noutăți totuși față de vechiul Sandero, de la cum arată compartimentul motor până la o serie de elemente, de la punctele de prindere și pompa de frână, par să fie un pic altfel decât le știam. E clar, se schimbă, tehnologia se schimbă. Motorul mi se pare chiar pus o idee mai jos, sau poate e doar o impresie de-a mea. 3 cilindri în linie, injecție indirectă multipunct, poziționat cum altfel transversal, 12 supape, adică 4 supape pe cilindru. Ca, mă rog, mod de funcționare, își ia aerul de undeva din față de aici, se întoarce pe undeva pe... intră pe undeva pe jos în filtrul de aer care e și care e cam micuț filtrul de aer, dacă mă întrebați pe mine. Da, mă rog, și motorul e mic. Se duce, intră în turbo, îl vedem aici. Avem o turbină cu wastegate comandat electronic sau electric, cum vă place. Din turbo e băgat în intercooler prin tubulatura asta, comprimat și fierbinte.
e răcit de intercooler-ul ăla și este întors printr-o altă tubulatură în galeria de, în zona galeriei de admisie. Deci, cu ce funcționează un motor pe benzină? Cu benzină și cu aer, nu? Benzină știm pe unde vine, v-am arătat și aerul de unde se ia. Un layout absolut convențional al acestui motor. Baterie, scrie pe Renault Nissan, 60 de amperi. Mare bateria pentru motorul ăsta, dar având sistem start-stop, stop-start este de înțeles. Deci e o baterie care are anumite solicitări. Peste tot semne cu nu spălați motorul cu jet de apă, nu spălați. În general eu am sfătuit pe toată lumea, ori vă duceți la o firmă care știe ce face ca să curețe motorul, ori mai bine nu-l curățați, îl lăsați așa, e mai sănătos pentru electrică. Observăm că zona de ștergătoare la fel este complet nouă. Vedeți și detalii cu ștergătoarele. Diuzele sunt cu 3 jeturi și sunt prost reglate, o să vedeți pe filmare că practic două dintre ele loveau în marginea capotei. Iar vasul de lichid este aici. De ce este acolo? Deja știți, tot pentru costuri. Și mă rog, probabil că e o poziționare foarte bună acolo, în sensul că este și mai aproape de ștergătoare, riscul de îngheție mai mic, că nu ai atâtea furtunașe prin mașină, mă rog, și legat de cost, cablaje mai mici, furtunașe mai scurte și așa mai departe. Revenind la motor, el este din seria de motoare H4D, mă rog, evoluția, ultima evoluție, cu galeria de evacuare parțial integrat în chiulasă. Nu știu cât se vede de aici, dar dacă ne uităm atent un pic cu camera, vedeți că nu are capac motor. Nu mă deranjează, de ce să zic, mai ales că e foarte silențios. Capacul are dezavantajele lui la un motor turbo, pentru că nu permite evacuarea rapidă a căldurii. Motoarele turbo benzină sunt de obicei generatoare de căldură mare și în momentul în care ai un capac deasupra lor, în timp, vorbim de 5, 7, 10 ani, încep să se coacă diverse elemente de plastic, de cauciuc, care sunt și vedem că sunt din nefericire destul de multe pe acest motor. Ca tehnologii Twin VVT, acoperirea aia BSC de care povesteam eu și am povestit atâtea ori, de la Nissan GTR, acel bore spray coating care la Mercedes-Benz are o altă denumire și un alt mod de aplicare. Mă rog, o să mai povestesc eu de Mercedes și de Dacia și de ce lumea comentează că piesele la Dacia sunt scumpe. Păi cum ați vrea să fie ieftine dacă motorul e pus și pe Mercedes, e pus și pe Renault, e pus și pe Nissan? Nu poate să fie ieftin, nu? Adică piesele, o parte dintre ele sunt totale și sunt cu siguranță scumpe. 999 de centimetri cubi, 90 de cai la 4600 până la 5000 de rotații pe minut, deci o plajă de putere maximă interesantă. Motorul foarte elastic, așa cum o să vedeți, cu filtru de particule benzină. Am povestit la capturul cu GPL că nu avea filtru, am spus acolo toată povestea, da, sunt anumite diferențe, pentru că Dacia are o gamă mică de modele ca să poată îndeplini stringentele normative legate de poluare, au fost obligați cumva să renunțe la diesel și să bage GPF pe toate motorizările, indiferent cât de mici sunt ele și amărâte. Cuplu maxim 160 Nm pe o plajă de turație de la 2100 la 3750 rotații pe minut. Vedeți că plaja nu este foarte mare, dar nu este nici foarte mică, adică e rezonabilă. Dar de obicei mai mică decât la un turbo în 4 cilindri care vine cu plaje de turație care se pot întinde și la într-o zonă de 3500 de rotații pe minut, diferență, gen de la 1500 la 4000, înțelegeți ce vreau să zic. Ca, mă rog, ca interes general, dacă vreți, față de un SCE care este prezent
în ofertă pentru Sandero. Există o mică mare diferență în afară de turbo, și anume la acest TCE de 90 de cai avem un alezaj de 72,2 cu o cursă de 81,34 mm, în timp ce la SCE avem 71 cu 84,1. Deci ce vedem? Că la SCE alezajul este mai mic și cursa este mai mare. Deci motoarele în esență sunt diferite. Legat de performanță, fabrica zice că mașina asta atinge 178 de km pe oră și face 0-100 în 11,7 secunde. Ambele valori, după părerea mea, sunt foarte rezonabile pentru genul acesta de mașină în segmentul de preț și pentru publicul căruia îi se adresează. Consumul mediu declarat 4,8 litri la sută cu 110-111 grame de CO2 emisii, Euro 6 de toate cele la zi, deci la momentul la care filmăm, motorul îndeplinește cele mai stringente norme în vigoare de poluare. Greutatea ar fi la o variantă esențial standard de 1052 de kilograme. Mașina noastră, având aer condiționat, având scaun cu reglaj și având proiectoare, probabil că e undeva la 1080-1085 de kilograme aproximativ. Iar rezervorul de carburant 50 de litri, de unde și autonomia destul de mare pe care o să o vedeți și la noi pe bord. Spuneam la un moment dat la prezentarea de exterior că garda la sol încărcată a rămas la fel ca la vechiul Sandero. Garda la sol normală este 16,2 cm, încărcată conform permisiunii de încărcare oferite de Dacia, 13,3 cm garda la sol. Cureaua de accesorii o vedeți undeva pe stânga aici. Există și un scut care pare să fie din plastic, nu de metal. Un electroventilator, mă rog, ca noutăți față de vechiul Sandero, s-au mai schimbat niște chestiuni, și anume punctele de prindere pe care le-am și observat. Tampoanele motorului sunt noi, îmbunătățite, în așa fel încât se diminuează foarte mult vibrațiile percepute în interior, și chiar așa este în interior, este spectaculos de silențios și de liniștit motorul. Și în același timp observăm că eforturi pentru antifonare, în afară de capota care are un cheder și un panou din acesta fonoabsorbant, și chederul ăsta de aici are rol tot de etanșare, să nu intre aerul cu zgomot. În rest, vedem că nu s-au făcut eforturi în compartimentul motor, ceea ce înseamnă că, într-un fel, intrinsec, motorul este silențios el, și l-ați văzut și când îl turăm, că nu e foarte zgomotos. Ce vedem aici este un panou de protecție termică, pentru că e zona de lucru a turbinei, și în spatele ei sunt anumite echipamente care pot să fie afectate de căldură. Practic, cam ăsta este motorașul de 90 de cai, un motor foarte bun, după părerea mea, și care se comportă, dacă vreți, aproape la fel de bine ca motorizări de 95 sau de 100 de cai ale concurenței. Adică n-aș putea să spun că e un motor slab. Aș putea să spun, de fapt, că este un motor mult mai bun decât îți dai seama de pe hârtie și urmărind fișa tehnică. Când te uiți la fișa tehnică, ți se pare, deși viteza maximă ți indică un pic, stai un pic, aproape prinde 180. Trebuie să fie ceva de capul lui, nu? Nu e chiar atât de slab. E, în momentul în care mergi cu mașina, atunci realizezi că, de fapt, motorul chiar merge. Deci merge în toate situații, și în eco, și în normal, foarte, foarte bine, și te satisface. Sigur, poveștile, o să fie 5-5. Da, nu o să tragă cu 5-5 și cu aer condiționat cum trage în mod normal, lucru care se întâmplă și la alte motoare ale concurenței. Dar este o mașină cu care poți pleca oriunde fără teama că
Că doar nu ne ducem pe Himalaya, nu? Cu Sandero. Ne ducem pe drumuri deschise circulației publice. Ei, vrei să faci Transfăgărășeanu cu mașina asta? Se poate, se poate. Nu. Nu vă faceți iluzii că nu se poate.